Mai ales dacă spui că suntem prieteni și că de ce te-am evitat și alea. Mă suni în privat, băi. Băi, Alexe, care e problema, frate? De ce mă eviți? De ce alea? De ce alea? S-a întâmplat ceva, frate? Ai înțeles? Așa se face. Nu să ieși tu pe aici să inventezi tu lucruri și să vorbești de nu știu ce și când... Când... Ai înțeles? Când eu știu cel mai bine ce s-a întâmplat și care cum fiecare cum e poziția și cu asta. Ați înțeles? Și cu asta basta. Dar cum de se face că mulți mă înjură doar live? Păi online. Nu, am văzut și eu pe unul să mă sune și pe mine, să mă înjure și pe mine. Mai ales când am venit acasă. Invidia e mare. Și asta e. Nu stau să mă cert eu acum cu... Măcar dracu dacă mă înjura și pe mine. Vreunul, mai cât de cât. Cu nume. Și ce zic? Dacă mă înjura și pe mine unul mai cât de cât cu nume, hai, poate intram într-o... De asta. Știi ce zic? Dacă mă înjură unul... Da, zici, tribui, da să vă povestească fratele vostru o mică parte din viața lui desene animate ăsta. Edi Talent ăsta, cum îi spuneam, așa îl știam noi, eu, tovară și mine, așa îi spuneam pe acolo. Era un circ, un desene animate. Ați înțeles? Păi ne-am jurat mâncață și pula ta și nu mă așteptam să moară familia mea. I-ai dat foc aseară. Bă, frate, bă, mâncață și pula ta. I-am dat foc aseară. Știi cum îi dai foc? Eu așa consider, îi dau foc. Îi dau foc lui unul cu niște vorbe. Dar sunt decât niște vorbe să-i dau foc. Dar în momentul când e, niște, e o realitate, ai înțeles? Atunci nu mai e vorba, ți-am dat foc. Te-am desconspirat, te-ai supărat. Că m-a sunat acum 2-3 luni, mint, anul trecut, când m-a sunat, fă? Anul trecut. Da? Anul trecut. În Anglia eram sau eram aici când m-a sunat? Aici. Deci am să mă în America. Aici, aici. Aici eram? Da, în ide. M-a sunat aici, a? O, te pun în cață și coaile tele, ce faci, ce, cu mici, cu încutare, cu vrăjeală, de-aia, cu buchiareală, la fel ca pe la prânai. Că mă, dacă vreau să mă duc pe el în America, bă, zi, stai mă, șepții, că nu sunt șmecher, mâncați-o și pula ta, vrei să mă pierd pe acolo, pe la New York, pe aeroport, ai nebunit cu capul, să cad după vapor, pe unde vă duceți voi. Nu vin, frate, nu vreau să fiu șmecher, eu nu vin în America, eu stau pe aici, pe lângă România, până Europa, eu sunt mai fraier, așa, nu vreau să fiu la nivelul ăsta. Știi cum e vorba aia, dacă cazi de la etajul 1, îți rupe o mână, un picior, mai te revanșezi, mai te remediezi, mai te repari. Am mă duceam în America, cădeam de la 500.000 de kilometri, mă prăpădeam, mă salegea praful de mine, n-am vrut să fiu șmecher. De atunci nu mai m-a băgat în seamă. Ați înțeles? Ca să știi și reacția, din ce cauză e reacția asta. De atunci el pe mine nu mai m-a băgat în seamă. I-am scris de câteva ori pe aici. Om fără caracter, valoare. Nu contează. Da. I-am mai scris de câteva ori pe aici, eu pe live-uri, pe alea, gata, nu mai, frate. Era comentariul meu între 4-5 comentarii, toate le citea pe al meu, nu le citea să uita, așa, știți? Păi uite-ți-vă, fătute în gură, mamă, cu mizeria ta să moară, mamă. Că acum ai zis că l-ai blocat de frică, e pe live. Da, mâncață și pe ăla ta, l-am blocat de frică. Păi n-ai văzut că stai caută pe toți să-i bată, ești nebun la cap. Și el stă închis să moară nevasta mea, dacă nu stă închis, e fugit pe la Bragadiru, pe acolo. Aseară m-a sunat cineva și mi-a zis, el e fugit, stă într-o bucătărie închis, în bucătărie aia și petrece ziua și noaptea. Ați înțeles? Și el pe el n-are nici bani de bilet, a ține bunii cu capul, tot ce ați văzut voi pe aici, banii lui ăia, sunteți nebuni? Hă? Păi cum să nu-l blochez, mă, să stau să mă înjure de morți, de familie, de copii? Să intre aici, să-i dau adresa, să vină să mă bată! Ați înțeles? Nu-l bag pe live cu mine să mă înjure, să facă mie program. Eu îi dau adresa, îl pun să vină aici, eu stau în Arkham, în Olanda. Când a ajuns aici, i-am dat ăla să vină la mine, la ușe, să vină să mă bată. Eu nu zic că bat, eu nu bat pe nimeni, că nu sunt smardoi. Dar să moară nevasta mea dacă n-am 20 de moldoveni aici, dacă nu le scoți și creierii din cap, dacă nu-i strâmb, indiferent de șmecher. Pe toată lumea caută, voi n-ați văzut că pe toți bate, n-ați văzut ce vorbește pe aici, zice că domne, am venit și nu mă bate nimeni, zice el să-l audă pe acasă, zice că nu mă bate nimeni. Pe unde bă, cine pula mea să te bată dacă stai închis în bucătărie? Vine lumea la tine în bucătărie să te bată? Hă? Îl doare mâna să moară mama, dar aia are probleme cu corpul de așa înghesuit și merge așa, de la câte a cărat scaunul în sile pe la gutea de aer să moară, frate.
Ați înțeles? A făcut parez aici pe dreapta, că-i căra scăunelul, mergea în spatele lui ăla să moară familia mea. Uitați-vă, o să vedeți că e ce lumea, confirmă lumea în comentarii. Căra scăunelul într-o mână și cafeaua într-o mână, să plimba după ăla până curtea de aia, așa cu cafeaua și, cu, și vrea să vorbească și el de șmecherie, să vorbească, ține bunimă să moară. Și asta că n-ați știut să mergeți pe stradă, că dacă știai să mă ții cald, să moară familia mea dacă vorbeam. Că mi-a zis câțiva aici, mi-a zis, lasă-l mă să-și facă treaba, dă-te în pula mea de aici, lasă, nu te apuca să vorbești, că am vrut să o stric mai de mult. Ai înțeles? Despre Alex Smârcă ăsta, despre Edi Talent. Ai înțeles, bă, tată, eu am vrut de mult să o stric să vorbesc. Bă, câți prost sunteți pe TikTok-ul ăsta, bă, bă, nu vorbesc pe toată lumea, nu vorbesc de toată lumea, să nu se înțeleagă că deplasat, să nu se înțeleagă greșit. Câți proști puteți să fiți pe TikTok-ul ăsta, să haliți vrăjeala lui ăsta, să moară familia mea și să-l faceți așa mare mafiot, așa, băi, bă, ce se întâmplă, mă, cu voi, mă? Ați nebunit cu capul, sunteți nebuni, mă? Cât de prost sunteți, mă, să moară familia mea? Cât de prost puteți să fiți, mă, să credeți așa ceva? Hă? Bă, ăla n-are niciunde să doarmă, ăla n-are nici casă, să moară, mă, dacă n-are nici casă. Nu m-a sunat aseară cineva și mi-a zis, Silică, știu eu unde este. Stă la, să nu dau nume, în Bragadiru. Acolo stă el ascuns. Și mai umblă, mai se duce pe la Cutărescu, să nu vorbesc acum să bag lumea în discuții, că suntem, avem prieteni comuni pe acolo. Pe la moșilor, pe la Eminescu, ca să știe așa pentru el, că știu pe unde să mai învârte el, să mai fofilează. Așa că terminați-vă cu astea și când intre el pe aici să facă el afirmații de alea și vedeți voi pe acum, îți dai seama de supărare, de nervi, că l-am desconspirat, că n-a vorbit nimeni, nu știu de ce n-a vorbit lumea să iasă să vorbească. Acum toți iese cu confirmă și confirmă la mine. Probabil de asta n-a vorbit lumea, că mai m-a sunat câțiva aici în privat și mi-a zis, frate, noi nu știu, noi n-am fost acolo, ai nebunit cu capul, noi rămânem nebuni când vedem, a zis. Dar nu ne-am băgat să vorbim, că ne-a la înjurături, avem copii, avem alea, n-ai văzut ce face omul, că înjură. Păi el n-ai de ce să-l înjuri, n-ai ce să, că n-are nimic. Ați înțeles? De ce să-l înjuri? Că n-are nimic, să moară mama dacă are nimic, 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 de ce poate să-l înjuri pe el? Singurul lucru ca să vă arăt vouă așa la oameni, la oameni, să vă arăt vouă așa, că e un, o smârcă, că e un lapte bătut, dacă vrea să vină după mine, sau dacă nu stă aștepte, că mai am mai puțin și o să mă duc eu în România și mă duc eu și mă întâlnesc cu el, dar dacă se grăbește și nu mai are răbdare, e așa nerăbdător, că am văzut că e nerăbdător el de fel așa, e corpul lui el înghesuit, să-mi zic că îi dau adresa și să vină cu aici și la mine, să stăm de vorbă, să vedem care ce și cum. Mai mult de atâta ce să... Hă? Păi mai mult de atât ce ți-i fac? Cât o lași? Cât o lași? Iese bine. Adevărat. Auzi ce mesaje trimite, auzi ce spune în privat, domne, că zice, auzi, cum a zis, fă, că depinde pe tine și te bate, că, domne, dacă tu tot continui așa, auzi și tu, dacă tu tot continui așa, nu știu cum a zis, nicio problemă, zice, o să te caut, zice. Pe unde să caut, că tu n-ai nici bani de benzină? Și după aia zice, mă duc și o bat pe nevastă ta. Și uite, aici, păi nevastă mea lângă mine, e nebunit la cap, tot pe mine trebuie să vii să mă bați. Ai înțeles? Nu l-am dat să-mi frate. Terminați-vă, mă, dracu, și prietenii tăi, toată lumea mă știe, mă, băi, alo, tu ai rămas pe acolo, pe la protejați, pe la Rahova, Barosane, toți prietenii tăi, toată brigada aia, prieteni. Ăia care era pe secție, pe acolo, era scutății, pe acolo. Ăia au venit după mine pe Giurgiu, mă, tată, mă, și au văzut și știe de ce sunt în stare, cine sunt și ce am făcut eu pe acolo. Nu caută nimeni la scandal cu mine, că știe că eu sunt un căminist, cu mine nu-i decât două variante. Ori plecăm la pușcărie, ne tăiem, ne omorâm, spitale, nu sunt omul să-mi dai o palmă, un pumn să fug de la bătaie eu. Știe toată lumea lucrul ăsta. Vine el la mine aseară cu un video de la și zice, domne, tu ești ăla care te-a bătut aramba și au ce spune el mie. Aia a fost o discuție, l-am bătut pe unul cum ar fi astăzi, l-am bătut, i-am tras un pumn, l-am omorât cu totul, l-am înviat ăștia pe la curtea de aer cu apă, l-a trezit, l-a pus pe picioare, nu mai știa, a căzut, să ridica, cădea, să ridica, cădea. Și după 3 luni de zile eram la curtea de aer cu mâinile pe gratie, vorbeam cu cineva, a venit fraierul pe la spate, mi-a dat o solă în cuș și a fugit din curtea de aer. Și vine și el, zică, care și el, mă, dosarul meu, că a venit și el aici, domne, tu nu ești la care te-am bă... Bă, tataie, bă, nebunul, dracu, bă. Bă, nebunul, dracu, pe eu sunt omul care să mă oferez, mă, nu mai dați mă cereri, că nu joc, nu intru cu nimenea.
Bă, eu sunt cel mai sincer și cel mai curat caracter pentru lumea care nu mă cunoaște, mă, de aici. Pentru oamenii care nu mă cunosc, oamenii care mă cunosc, mă, știu cum sunt. Eu nu mint niciodată în viața mea să moară familia mea, dacă mint. Ai nebunit cu capul? Cum să... Eu m-am plictisit în libertate. Păi de ce, frate, mi-a văzut că am deranjat pe cineva eu? Nu bag, o frate, mi-o seamă, dar când îl văd așa, am zis, bă, poate vine cu altă variantă, zip în privat, să o repare. După aia a dat-o până la urmă, că am o grămadă, am toate vocalele care mi le-a trimis. Bă, dacă tu crezi că eu merit așa ceva, dacă cu tare de la dulce, la împăcare cu mine. Și n-am vorbit cu el expre ca să nu creadă lumea să moară mama pe TikTok aici, că sunt niște jocuri, că sunt pentru vizualizări sau pentru pula mea, că voi știți destul de bine. Eu nu fac TikTok, eu nu fac bani aici pe TikTok. Știți toată lumea asta destul de bine care mă cunoașteți. Ați înțeles? Da, mă, știu, să mor eu dacă te minte și nu vreau să iau scăunelul ăla din căranul Sile să-l care eu, ai nebunit cu capul, asta vreau. Nu reclamă, vreau să-l sări din scăunelul ăla. Bă, eu n-am nimic, bă, nebunilor, sunteți nebunici, că dacă ai ceva cu el, pe ce să rău cu el, că n-am nimica. Eu decât am vrut să deschid puțin ochii la lume, eu decât am vrut să-i aduc aminte de cine a fost el cu adevărat, atât, mă, n-am eu ce să am eu, că n-am avut cu ăsta nicio dată în viața mea, nicio... A venit Fănel și m-a băgat în seamă de două, trei ori pe a patra pe acolo și l-a amenințat ăla că avea să-i dea niște bani după afară și cu discuțiile pe acolo cu ce a mai fost, i-a că îl prinde, că îl sparge. Și a văzut că m-a băgat Fănel în seamă de două ori și să mă rămă, mamă, dacă nu am mai venit pe la noi pe partea de-antă, că a zis că nu mai dă voie comandantul, că nu mai are voie să mai vină la noi pe scurt. Care își bagă, mă, life, fratelo? Bogdan Roma. Băi, Bogdane Roma, Bogdane. Băi, dacă ai fost acolo pe a patra în perioada aia, Bogdane, dacă ai fost în perioada aia și îl cunoști personal, îți dau de jurat pe familia ta, pe copiii tăi, te bag, nu-i problemă, te bag. Dacă minți cu ceva, dacă vorbești ceva în plus, dacă nu ai vorbi... Exact realitatea ce ai văzut pe acolo, ce știi tu acolo, atâta tot. Nicu din Căzănești. Ai înțeles? Bogdane. Că mi se pare că mi-ai comentat și tu pe la un live de la pe acolo. Te pup, Silică. Te pup, fratele meu. Ce faci? Bă, șefule, nu ți-aduce aminte de mine? Am fost cu Arasel în cameră la 18. Sunt vărulul Mircea, care era frizer. Ai văzut? Ai văzut cine sunt acum? Mai devreme am vorbit și cu Arasel, te-a pupat. Eram la 18, șefule, și el era pe scurt, era câinele lui Silei, purta scăunelul și cana de cafea. Ești nebun? Ia zi, mâncați-și pula ta, să-ți trăiască familia ta și ce-ai tu mai scump. Băi, ceva cu hai să spun, să audă și lumea. Eu acum vreo 2 ani de zile că mă păcăliți el că face niște treabă, că am niște contacte prin Spania, știi unde am stat eu înainte. Arasel și Vărim și toată lumea care a fost cu noi știe. Zice lumea că nu s-aude. Stai așa un pic. Nu te mai auzi bine, Silică, zice că nu mă mai auzi. Ia vezi, acum? Acum cum s-aude? Ia scrieți aici, s-aude bine? S-aude, da. Ia zi, mă, vorbește cu aia. Te pup, în primul rând te pup. Bă, ce familia ta. Și eu te pup în casă și cu altele, mă bucur că ești afară. Oricum, eu am ieșit atunci în 2017 și mai m-am dus odată. Acum, pe ultimul mandat, am fost cu burtă, cu învingător, cu piticu, cu o grămadă. În fine, frații noștri toți, ascultă-mă, treaba cu Alex. Bă, șefule, mă păcălise pe acolo că eram la munci, mă, eram cu Arasel la 18, Vărmiu Mircea era la 19, ca să spun că nu vorbesc din stomac, pentru că eu veneam de la muncă când s-a întâmplat treaba cu cocalarii, nu? Așa. Exact, eram jegos și Sile, ca să spun că știu, Sile în momentul când s-a întâmplat și ea lua mascați, Sile venea hata de la vizită. Janestu și Cunuț. Da, măi, și-a făcut vizită, da? În ziua aia. Da, întreabă eu cu oamenii aia. Așa.
M-a păcălit pe acolo că facem, că dregem, că nu știu ce. Eu am dat contactele mele, l-am căutat. Du-te, domne, că tu nu ești de categoria mea, nu sunt de categoria ta. Bă, sclavule, ai uitat, mă, când, bă, direct pe Facebook. Ai uitat, mă, când cărați căunelul lui Tactu și cana de cafea. Domne, că tu nici n-ai fost acolo în perioada, n-am fost în perioada aia. Păi ia zi, mă, pe cutare, faza asta, spun și ce papuci aveai în picioare, bă, nebunule, că purtai și tu hata de-alea cu America, să vii și tu în brigadă. Și ce crezi? M-a blocat Filică să mă duc la pușcărie, dacă nu m-a blocat peste tot, Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, peste tot sunt blocat de el. Ai înțeles? Iar adevărat, tot ceea ce ai spus e adevărat și nu numai o spun eu. Am văzut că sunt o grămadă de băieți care au fost cu noi și știe că el era, nu știu cum să-l numesc. Acolo tu ești nebun la cap, cum să nu zic că lumea e nebunit cu capul? Păi băi, n-ai cum să nu spui adevărul. Când vezi că presun că ești X și tu ești de fapt un A, cum să nu spună lumea că... Bă, băiatule, tu îți dai seama dacă el a avut-o pe o să-mi scrie mie pe lume. Auzi? E până de atâta... Până și-o iar lua pe mine. Auzi, băie? Zic că eu te aud. Da, șefule, te aud. El până acum noi n-am avut texte, n-am vorbit pe acolo, am vorbit pe WhatsApp. Acum am auzit. Aud, dar s-aude ceva, unde ești? Sunt în metrou, sunt în Roma, șefule. Sunt în metrou, mă duc spre casă, am fost la treabă. A, stai așa, că poate o fi în căști, stai așa să... Stai așa. Încă mai târziu, gata. Că eu și... Nu mai stau aici, că trebuie să vină niște prieteni de-ai mei aici să intre și în zăpadă, trebuie să intre și în zăpadă.